Salut și bine ați venit la Limba Germană cu Gerhard. Astăzi continuăm seria Șoc cultural și vom vorbi despre autoironie, ceea ce consider este o trăsătură care diferențiază culturile de est și de vest. Foarte general spus, invit la polemică, e clar. Bine ați venit și vă mulțumesc mereu când mă recomandați, măcar la o persoană care ar putea beneficia de acest video. Videourile, cum vedeți, sunt înregistrate spontan, adică eu nu merg la școala de actorie, nu memorizez dialoguri, așa cum și aștept de la elevii mei să vorbesc germană. Deci, ce înseamnă autoironie? M-am dat seama că mulți moldoveni, români, nu înțeleg sau nu le place umorul german. Și o trăsătură tipică la german și mai ales la englez este capacitatea de a râde despre noi înșine. Da. Și vreau să vă dau niște exemple mai politice. Deci dacă comparați doi lideri mondiali, da, Vladimir Putin ca lider rus și Boris Johnson ca premierul Marii Britanii. Acum, e clar că pe unul iubim, pe altul urăm, independența în ce tabără geopolitică sunteți, și e clar că noi suntem în tabăra corectă și chestia asta. Da. Deci, ideea care? Dacă, probabil, Vladimir Putin nu va este o persoană foarte simpatică și atunci va fi mai ușor să mă înțelegi. Deci, un lider rus, poate fi un profesor la școală, poate fi un director de companie, scopul lui este de a arăta puternic, mai ales dacă e bărbat. El trebuie să fie un om care se descurcă în toate. Deci, ne gândim la Putin, el cântă la pian, el face karate, știe limbi străine, are mușchi, poate... poate vâna, nu știu ce, tot felul de... Se joacă la șah, probabil este și maestru mondial la șah și nu știu unde e maestru și câștigător de olimpiadă și așa. Deci așa lider el creează, vrea să creeze impresia că el se scurcă în orice situație. Da? Da. Și atunci, strategia lui de comunicare va fi de a se poziționa mereu ca om puternic. Asta înseamnă că a face glume pe sine propriu merge doar într-o manieră foarte limitată și nu este aici cadrul aici să analizăm umorul lui Vladimir Putin și probabil are și el ceva de autoironie, dar nu își poate permite asta din cauza că alegatorii lui sau fanii lui ar fi șocați. Invers, deci premierul britanic, până nu de mult, era considerat în presa germană de pe ca un clown, adică ca un bufon, ca un om un pic stupit, care nu știe să-și controleze limba, care nu se pricepe. Pe când, în realitate, este un om destul de intelectual, adică a fost jurnalist și un specialist în literatura britanică și destul de inteligent. Dar de ce lumea îl percepe ca clown? Fiindcă el poate să râdă despre el însuși. Și aici ajungem și la temă. Da? Deci, dacă ne aflăm în Germania, vom vedea că și mai ales barbați oameni ar putea să spună lucru care pe noi face să credem că ei nu sunt serioși. Da? De pe la un exemplu ar fi un director de companie de pe la are adunare de angajați și se discută, nu știu, cifrele anuale de afaceri. Da? Și atunci el ar putea spune, da? Deci liderul de pe la de est, rusesc, spune, aici eu ceva nu înțeleg, el se uită serios la contabil, toată lumea tremură și el ridică voce și de ce nu explicați cum se cade și nu ce. Poate liderul sau antreprenorul de vest, el va spune că, ce scuze, dar eu aici ceva nu înțeleg, rog explicați ca la un copil de țeța, să știți, eu la școală eram cam prost la matematică. Da? Doar un exemplu.